Salut și bine te-am găsit la un nou episod. Eu sunt Marian, iar astăzi o să fac o nouă partidă de pescuit pe râul Siret. În primul rând, aș vrea să îmi cer scuze pentru calitatea audio. Mi-am uitat microfonul la casă. Iar în al doilea rând, vreau să știi că pescuiesc din nou pe apă tulbure, așa că nu știu dacă prin mare lucru. Cu toate acestea, am decis să încerc. Vizionare plăcută! După cum vezi, apa este destul de tulbure. Sunt pe același loc pe care am pescuit data trecută, deoarece bălțile încă sunt înghețate. Și vreau să merg la sigur, ca să spun așa, vin pe acest loc de iernat, pentru că aici am șanse mari să prind mai multe specii, cum ar fi cleanul, babușca, moronașul și chiar beldiță și oblet. Am aceeași momeală la mine ca data trecută, viermi și râme de gunoi. Cel mai bine în această perioadă este să nădești cu viermi, eu am și râme la mine deoarece apa este cam tulbure și după cum ai văzut și în clipul trecut, la început, când înainte să se limpezească apa, am avut rezultate bune la râmă. Uite și primul peștișor, un clean la viermi, un cleanuț mic. La fel voi proceda și astăzi, voi reține pești în juvelnic, la final le fac o poză, după care îi eliberez. Pescuiesc cu 4 viermi pe un cârlig de 10, aceeași montură de data trecută, foarte simplă. Deci cârlig de 10, forfac de aproximativ 25 de cm, 0,12 este grosimea firului. Pentru firul principal am o grosime de 0,16, un plumb de 2 grame, o alică ce să oprească acel plumb de pe fir și o plută de 3 grame. N-am mai prins de mult un ghiborț, am prins acum unul la râmă, îl pun în juvelnic și la final eliberez tot. Încă unul, de data aceasta la viermi, ar putea să mă deranjeze astăzi, dar asta este. Primul pește mai decent, la viermi, tot schimb ba pe râmă, ba pe viermi. Și uite că a venit primul clinuț un pic mai frumos. Am prins un clean acum care cred că a fost atacat de știucă. Uite ce rănit este, îi curge sânge, nu cred că va supraviețui. Pe acesta îl voi pune tot în juvelnic, dar la final cred că îl duc la pisici acasă, că uite, tot e rănit. Și incredibil, a atacat știuca, cu siguranță. Ia uite ce rănit este. Din păcate, apa nu se limpezește, pare că vine din ce în ce mai murdară și trăsăturile s-au rărit. Vremea este foarte frumoasă, însă apa nu prea îmi place și cu siguranță clenii vor ieși pe apă mică dacă soarele acesta se menține. Însă eu voi insista în continuare pe locul meu aici. Uite că a mai venit unul acum, dar foarte, foarte rar mănâncă, prin mai mult bieliță și oblet. Am mai prins câte o babușcă așa din când în când, câte un moronaș, dar din păcate atunci când pornesc camera prind o beldiță sau un oblet. Nu pot să prind ceva mai mare în direct. Nu știu dacă ai mai văzut pe cineva care să arunce viermi cu cobra, dar asta este. Nu am o distanță prea mare și mă descurc.
Uite și o babușcă la viermi. Cam așa sunt și celelalte pe care le-am prins. Chiar sunt foarte frumoase. Încă o specie pe ziua de azi, un biban. Acesta a venit la râmă. Nu mă așteptam să prind astăzi și biban. Oricum am prins o grămadă de specie, am prins și moronaș, babușcă, hlean, un porcușor, ghiborț. Iată și acest biban. Activitate. Asta mă bucură, că am activitate. Am un mesaj foarte important pentru toți cei care mă urmăriți, în special pentru o persoană care mi-a comentat la clipul trecut. Mi-a spus că nu are nimic cu mine, dar că lui ar fi rușine să posteze capturile astea foarte, foarte mici pe care eu le postez atât vara cât și iarna. Însă, din păcate, la noi cam asta se mai prinde, cel puțin aici în județul Botoșani. Într-adevăr, nu spun că nu mai sunt și pești mari, dar sunt foarte, foarte rari și ca YouTuber este foarte, foarte greu să menții și canalul activ, dar să prinzi și capturi pe măsură. Tot ce contează pentru mine este să am activitate. Din păcate, odată cu trecerea timpului, s-ar putea ca generațiile ce vor urma să nu mai prindă nici măcar ce prind eu în aceste clipuri, dar sper din tot sufletul să mă înșel și autoritățile sau cei care se ocupă de bălți să facă ceva în legătură cu braconierii și cu cei ce ne distrug apele, și aici mă refer la balastiere. Pace pentru toți! Vizionare plăcută în continuare. Uite aici încă o babușcă. Uneori e bine să te mulțumești și cu puțin. Important este să ai activitate, mai ales într-o zi de iarnă. Eu cred că am avut încă o partidă reușită. Ce frumos s-a limpezit apa, dacă era așa de dimineață, cu siguranță aș fi prins mult mai mult pește și posibil clenuți ceva mai mari. Final de partidă, am reușit să prind și astăzi câțiva pești, m-am distrat de minune, important este că am avut activitate, am acolo mai multe specii, nu mai rețin clenuțul rănit, o să-l liberez, poate supraviețuiește. Hai să nu mai pierd timpul ca să nu rănesc peștii. Ia uite câtă energie au, se cunoaște că ne-am chinuit, doar am ținut în siguranță în jufielnic. Ia uite și vin toți, a rămas în lungă leată, încă un oblet. Atât. Mulțumesc pentru vizionare, fir întins.